În timp ce peste 200 de angajați ai Salinei Ocna de aici protestau azi în curtea instituției și refuzau să intre la muncă, sute de șoferi de tiruri veniți după sare așteaptă la cozi care se întind pe kilometri întregi. Protestul a încetat doar în momentul în care un reprezentant al Administrației Naționale a Sării a venit la Dej pentru a-i lămuri pe muncitori. Protestul spontan al angajaților Salinei Ocna deja a început în această dimineață la ora 7, când schimbul 1 trebuia să intre în tură. Aceștia au refuzat să înceapă munca deoarece lunile trecute au lucrat la foc continuu, în weekenduri și de sărbători, iar din banii promiși atunci 160% din salariul pe o lună au primit doar 110%. La ora 12 a ajuns la Dej un reprezentant din partea Administrației Naționale a Sării, care le-a explicat oamenilor că o să-și primească banii după data de 20 ianuarie. Anul ăsta a fost cel mai bun an pentru societate din punct de vedere al veniturilor și cel mai prost an pentru angajați. În timp ce angajații Salinei protestează și refuză să intre la muncă, cozile de tiruri care așteaptă să încarce sare depășesc 7-8 km. Planul nou. Stați aici. De seară. De seară. Și știți că e grevă la Saline? Da. Am ascultat la radio. În vasul de cât timp stați? De ieri, de azi. Și știți că e grevă la Saline? Da, da, da. Ascultul la radio. Când credeți că ajungeți în față? Păi numai pe sâmbătă. Număr de ordine ați primit? Nu. Știți că e grevă la Saline? Nu ne-a anunțat nimeni. E grevă, nu se lucrează de dimineață. Ce părere aveți? Ce părere să am? De unde veniți? Din Sălaș. Sare pentru drumuri? Da. Cozile de tiruri au ocupat o bandă de circulație a drumului național 1C pe o distanță de aproximativ 7 km. Niciun reprezentant din partea Salinei Ocna Dej nu a dorit să facă o declarație publică.